și culoarea nucii e diferită. Cred că și asta influențează. Neața, e ora 9:30. Tocmai am fost până jos ca să-mi iau comanda de la Grab. Mi-am luat un smoothie bowl, arată super bine, plin de fructe. Ceva cu dragon fruit, cu căpșuni. E imensă porția. Și o panna cotta pentru mai târziu. Am dat pe toată comanda asta undeva la 24 de lei, ceva de genul, în banii noștri. O să mănânc asta, după asta mă schimb și cred că o să mergem la ceva muzee astăzi prin Ho Chi Minh City. Afară e destul de cald deja, dar o să vedem cum o să îmi organizez astăzi programul. Aici în fața mesei am view asupra piscinei. Deși e un pic cam răcoare în zona asta pentru că nu bate soarele direct pe piscină, dar poate voi merge un pic mai după amiază acolo. Ne vedem mai târziu. Este ora 12. Tocmai mi-am chemat un Grab și voi merge la muzeul dedicat războiului din Vietnam, cam la 2 km distanță de hotel. Foarte cald și astăzi. Da, o să vă arăt acolo, câteva cadre. Hello. How are you today? Muzeul vestigiilor de război se află în zona centrală a Ho Chi Minh City, foarte aproape de multe obiective turistice. Ceea ce muzeul oferă este o întoarcere în timp în perioada primului război din Indochina și evident a faimosului război din Vietnam. Primul război din Indochina s-a purtat în mod oficial între Franța, care controla coloniile din această regiune, și Vietnam. Războiul franco-vietnamez a luat sfârșit în 1954, paradoxal, prin înfrângerea forțelor franceze. Victoria Vietnamului a fost însă doar aparentă sau cel puțin parțială, deoarece în cadrul conferinței de pace de la Geneva, Statele Unite au jucat din nou un rol important în dinamica regiunii indochineze. Vietnamul era punctul cheie pentru stabilizarea situației în zonă, astfel că împărțirea acestuia de-a lungul paralelei de 17 grade latitudine nordică într-un stat comunist în nord și unul aflat sub o nouă influență, cea americană, în sud, a părut cea mai viabilă soluție. Mult mai faimosului război din Vietnam, cunoscut și drept cel de-al doilea război din Indochina, îi sunt dedicate multe exponate în cadrul muzeului. Americanii au detonat atunci în Indochina peste 7 milioane de tone de bombă, de două ori mai multe decât au fost folosite în al doilea război mondial. Principalul avantaj al Statelor Unite era forța aeriană, dar atacurile erau previzibile, vietnamezii punându-se la adăpost în tuneluri în timpul bombardamentelor. Pierderile au fost masive de ambele părți, războiul soldându-se pentru americani cu 58.000 de morți și peste 1.700 de persoane dispărute. În tabăra Vietnamului, pierderile omenești au fost de departe mult mai mari, aproximativ 2 milioane de vietnamezi și-au pierdut viața în conflict, la care se pot adăuga și cei 800.000 de soldați uciși în războiul cu francezii, estimându-se un număr de 300.000 de soldați dispăruți în misiune. Iar muzeul din Ho Chi Minh City face exact acest lucru, scoate în evidență pierderile suferite de vietnamezi. Muzeul este evident și o portavoce pentru a expune turiștilor varianta vietnameză a felului cum s-au desfășurat aceste tragice evenimente.
Indiferent de ce parte a baricadei te găsești, muzeul, fără îndoială, scoate la iveală niște realități greu de imaginat, iar suferințele nenumărate ale războiului din Vietnam persistă până în ziua de astăzi. Poate una dintre cele mai cutremurătoare secțiuni ale muzeului este reprezentată de pozele celor care au fost expuși gazelor otrăvitoare, în special agentului Portocaliu. Între 1962 și 1971, Statele Unite ale Americii au deversat din avioane aproximativ 80 de milioane de litri de agent portocaliu, conținând dioxină, deasupra pădurilor care facilitau avansul gherilei comuniste Viet Cong în sudul Vietnamului. Asta a fost cu vizita la muzeu. Am încercat să înregistrez și anumite texte. O să mai puneți un cadru ca să știți mai exact ce scrie acolo. Sunt destul de multe informații, dar o să le vedeți în video. Mi-am luat un lucru de focus, să mă răcoresc puțin. Puțin mai diferită față de cea din urmă. Este puțin mai dulce, poate. Și culoarea nucii e diferită. Cred că și asta influențează gustul.
Rồi tình không lớn để nhớ.